Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm de aici, din studioul nostru și vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele 50 de minute împreună cu noi. Și în seara aceasta v-am pregătit o temă interesantă, bineînțeles, și de asemenea un invitat deosebit, așa că îi spunem un venit domnului Bogdan Emanuel Răduț, istoric. Bogdan, bine ai venit la noi emisiune. Bine v-am găsit, bună seara și mulțumesc pentru invitație. Bogdan, înainte de a intra în subiectul nostru, haideți să discutăm câteva lucruri despre tine. Aș vrea să te prezinți puțin, că știu că ai scris foarte mult și în special în zona aceasta a istoriei, așa că te rog, spune câteva lucruri despre tine. Mulțumesc, sunt născut în orașul Craiova, crescut în Biserica Creștinului Evanghelic numărul 2 din Craiova. În 2010 am absolvit Facultatea de Științe Sociale, specializarea istorie. În 2012 mi-am luat master în istorie și la insistențele mai multor frați am completat cu studii în teologie la Institutul Teologic Timoteus al Creștinului după Evanghelie, pe care l-am absolvit în 2019. Practic am licență și în teologie și în istorie. Autor și coautor de lucrări de istorie, a plecat spre istoria și identitatea Creștinului după Evanghelie, dar am colaborat și la scriere de istorie baptistă, penticostală sau în special colaborările dintre culte în regimul comunist în apărarea libertății religioase. Nu neg faptul că este o pasiune de-a mea care s-a transformat în profesie și profesia când se face cu pasiune deschide orizonturi largi și în același timp este și ofertantă. Istoria este imprevizibilă. Un singur document poate să dea peste cap tot ce s-a scris până la momentul respectiv, poate să completeze, poate să afirme sau să infirme anumite lucruri care se știau. De aceea istoria este într-o continuă scriere și sub girul politicului, dacă suntem cinstiți și corecți cu ceea ce a fost până în prezent, dar în același timp și sub impactul acesta al noilor cercetări în domeniu. Haideți să începem cu începutul, Bogdan. Discutăm despre începutele Bisericii Creștine după Evanghelie. Hai să vedem cum a început, cum au apărut în România primii credincioși care au avut o viziune diferită de față de ce exista deja la vremea respectivă în România. Dintr-un început, trebuie să subliniez faptul că Biserica Creștină după Evanghelie sau Bisericii Creștine după Evanghelie din România se numesc așa printr-o convenție națională. Denumirea este românească și este valabilă pentru adunările românești. Când vorbim de Occident și de origine noastră europene și mondiale, vorbim de mișcarea fraților și de adunările fraților. Acum, din astfel de adunări, în 1899 a venit un misionar, se chema Edmund Hamer Broadbent, era colaborator Societății Biblice Britanice și era în drum spre Rusia, unde era un depozit al Societății Biblice Britanice. În călătoria dumnealui a poposit și în Constanța, acolo exista la acea vreme o puternică comunitate baptistă de limbă germană și printre ei era misionarul un anume Sembad Bagdazarian, care era armen. Ei se cunoșteau și datorită relațiilor personale s-a dus să le viziteze. Din Constanța a venit în București și a vizitat Biserica Baptistă din strada Popa Rusu, actuala Biserică Betania, pe vremea aceea era Biserica Baptistă Germană. Și a constatat că nu găsește în București o adunare a fraților, după specificul adunării de unde venea din Anglia. De aceea a scris, cum se obișnuiește și astăzi, niște rapoarte misionare în reviste de misiune ale adunărilor fraților. O astfel de revistă publicată în Elveția a fost citită de un credincios elvețian, Francis Bernay, care la vremea aceea era directorul Școlii Biblice din Tunis. Era o școală pentru pentru a duce Evanghelia printre evrei. După cum și George Mueller a avut această idee și mișcarea fraților la un moment dat a fost preponderent aplicată spre evrei. Acesta a citit articolul și Dumnezeu a pus pe inimă să vină misionar în România.
și a venit împreună cu familia și cu colaboratorul său, Charles Hubert. Ei au ajuns în septembrie, pe 15 septembrie, au plecat din Brașov, Elveția, pe 21 au ajuns în România și pe 1 octombrie 1899, în strada Tei, numărul 82, au deschis prima adunare a fraților în România. La vremea aceea, de limbă franceză, dar veneau cunoscători de limbă franceză, totuși vorbim de un București aristocratic, familii boierești care aveau guvernante din Occident ca să-și educe copiii și doamnele, neavând unde să meargă la biserică, bisericile București fiind majoritar ortodoxe, vorbitoare de limbă română, au găsit o ocazie prielnică să meargă la astfel de întâlniri și așa s-a pornit ceea ce se cheamă astăzi Bisericile Creștinului pe Evanghelie din România. La vremea aceea se numea Adunarea Creștină. Ce s-a întâmplat mai departe? Francis Bernei a slujit ca misionar în România vreme de 10 ani. Acum, domnul ar mai fi vrut să rămână misionar, dar autoritățile au expulzat în 1909. Dar ceea ce este demn de remarcat la domnia lui este că încă de când a sosit în România, s-a apucat să învețe limba română, pentru că planul dumnealui nu a fost să formeze o comunitate de limbă franceză sau de limbă, vorbea și limba germană, vorbea și limba engleză. Nu era planul de a face o comunitate străină pe teritoriul românesc, ci de a duce specificul adunărilor fraților în România și a forma adunări frățești sau adunări ale fraților aici. De aceea a început să învețe limba română. Din 1901 a început să predice în paralel și în limba română și în limba franceză. În 1901, iată, la 120 de ani de atunci, a avut loc primul botez nou testamentar, a avut loc prima celebrare a mesei Domnului, care este act fundamental și identitar pentru mișcarea fraților. Soția domnului, Madeleine, a făcut un fel de atelier și veneau tinere unde învățau croitorie și lucruri de gospodărie care să le facă doritoare de astfel de întâlniri unde aveau și studii biblice apoi împreună și astfel lucrarea s-a extins. Când au venit dumnealor în România, soției fratului Bernei, Marie Guyet, s-a căsătorit la puțin timp cu Charles Hubert și s-au stabilit pentru puțin timp, și o să explic de ce, s-au stabilit în Constanța și a fost Constanța devine dintr-o dată al doilea teren de evangelizare pentru dumnealor. Acolo n-au stat mult pentru că dumnealor a rămas însărcinată și s-a îmbolnăvit foarte grav și a fost nevoie să se repatrieze în Elveția, unde a și trecut în veșnicie după ce a născut. Din pricina bolii. Constanța, al treilea teren a fost Ploieștiul, unde un grup de români de data aceasta au început niște întâlniri într-o casă unei doamne aristocrate, doamna Helzer, o doamnă tot cu origini germano-elvețiene, și cel de-al patrulea teren, vorbind de regat, până la începerea Primului Război Mondial, a fost în Oltenia, în comuna Goicea Mare, la vreo 60 de km de orașul Craiova. Acolo a existat un domn, un agricultor, Stanse Gărceanu, care, din pricina unei boli de plămâni căpătat în armată, a fost spitalizat, operat și un frate de-a lui a adus o Biblie fără copil să aibă cu ce să ocupe timpul în spital. A citit Biblia, dar nu știa că există Biblia, nu o văzuse până atunci. A fost externat din spital și s-a întâlnit cu un colportor de Biblie. Poate cei care ne ascultă nu știu ce înseamnă colportor, cuvântul e mai arhaic, este ceea ce spune noi astăzi un vânzător ambulant. Și a cumpărat o Biblie. Când a deschis și a început să citească și a dat seama că e identică cu ce citise el, cu acea carte pe care o citise el în spital. A luat legătura cu acest colportor care l-a pus în legătură cu adunarea din București, unde era
fratele Francis Bernet, despre care am vorbit anterior. L-a vizitat, a înțeles Evanghelia, s-a dus înapoi și a făcut un grup și în comuna Goicea Mare a apărut o adunare care există și în ziua de astăzi. Eu aș împărți istoria noastră câteva episoade sau câteva etape. Una ar fi aceasta de pionierat până în primul război mondial și în anii războiului. Este vremea când au început să apară răzleți adunări. Una din cele mai cunoscute este adunarea din Iași, care s-a înființat, s-a plantat, dacă folosim același termen contemporan, exact în mijlocul războiului, după ce a căzut frontul din regat, după ce Bucureștiul a fost evacuat și a fost stăpânit de trupele feldmareșalului Mackensen, și știm din istorie că administrația și casa regală și guvernul s-au refugiat la Iași, singurul loc unde frontul mai era stabil și unde s-a putut crea o ofensivă de apărare, acolo au ajuns și credincioși din București, care după ce s-au întâlnit s-au gândit, hai să facem ceva aici. Au dat un anunț la ziar că duminica la ora D, în strada Cutare, se vor ține servicii religioase, am spune noi astăzi, sau servicii divine, sau cum vreți să le numiți dumneavoastră, programe de adunare, ore de închinare. Și oamenii au început să vină. Și astăzi, cea mai mare adunare, numeric, cea mai mare adunare creștinul pe Evanghelie în România, este adunarea de la Iași, înființată în plin război, când Moldova era înconjurată de toate trupele și era singurul loc unde se mai putea crea o ofensivă de apărare a țării. Perioada aceasta de pionierat a coincis și cu perioada Primului Război Mondial și creștinii după Evanghelie au fost pe front. Prilej cu care și-au expus și credința lor în Domnul Iisus. Lucru care i-a ajutat. Mulți dintre dumnealor, întorcându-se în localitățile natale după lăsarea la vată de după război, au început să spună celorlalți de ceea ce au auzit pe front sau în unitățile militare unde au fost cantonați, de Evanghelia pe care au auzit-o, de Evanghelia pe care unii și-au însușit-o. Chiar vorbim de Goicea Mare, ca să fac o paranteză și să dau un exemplu. Un locuitor din Goicea Mare a ajuns la Nicolina, la Iași. Acolo a auzit Evanghelia și s-a întors înapoi în Goicea Mare, credincios, văzând că deja în Goicea Mare se formase în paralel un grup de credincioși, tot din creștin după Evanghelie, și s-a alăturat acest grup până în anii 80, dumnealui trecând în veșnicie în 86. Asta ar fi prima etapă. Cea de-a doua etapă ar fi de la Marea Unire până la perioada lui Antonescu, a fost cea mai tulbure, pentru că adunările creștine după Evanghelie început să se formeze, să-și definească o identitate. S-au creat primele mărturisiri de credință, cum le-am spune noi astăzi, primele crezuri proprii, primele forme rudimentare de statut intern, pentru că erau solicitate de autorități, dar au fost și perioada cu cele mai mari persecuții din două direcții. Pe de-o parte, erau persecuții religioase din partea bisericii majoritare și apoi era persecuție politică, dar în spate având tot biserica majoritară, care se manifesta prin tot felul de legi și decizii juridice care se aplicau în teritoriu, mai mult sau mai puțin abuziv, neabuziv. Vreau să țineți cont de faptul că, de exemplu, în Oltenia, la Marea Unire era 99% ortodoxă. Era foarte greu să pătrunzi cu altfel de mișcare evanghelică într-un astfel de teritoriu. În timp ce la polul opus ar fi Transilvania, unde adunările creștine după Evanghelie au fost întâi de limbă germană, cele de limbă germană prin înmulțirea românilor care veneau acolo, s-au creat adunările de limbă română și apoi au apărut adunări de limbă maghiară. La ora actuală avem 21 de adunări de limbă maghiară creștine după Evanghelie în România. Numai o singură adunare de limbă germană mai există la Sibiu, datorită emigrării foarte masive în Germania de în anii 80 și anii 90. Dar noi am avut și privilegiul să avem foarte mulți misionari
din Germania și Elveția. Problema a fost când au început zorii cel de-al doilea mondial și treptat au fost expulzați din țară. Pe diverse acuzații de spionaj, de influență externă, uneori nu erau nimic dovedit, erau doar suspiciuni. Primul care a avut parte de o astfel de situație a fost chiar Francesc Bernini în 1909. A primit o decizie până la data de în luna iulie, 25 iulie, dacă nu mă înșel, trebuia să părăsească România. I-a fost foarte greu să facă lucrul acesta. De aceea a plecat la ruse, fostul Rușuc în Bulgaria. La vremea aceea, undeva la vreo 2 ore de mers cu trenul de la București, tocmai pentru a fi aproape de comunitatea din București. În caz că se întâmpla ceva sau era nevoie de sfatul dumnealui, frații se urcau în tren, mergeau până la dumnealui, sau tot de vorbă se întorceau înapoi cu o hotărâre luată. De asemenea, periodic făcea studii biblice, invita frații din țară, inclusiv și din Oltenia și din Moldova și din București, apoi și din Transilvania, la dumnealui, câte o săptămână, 2 săptămâni, făceau un studiu biblic pe o carte, pe un subiect, apoi frații se întorceau în adunările de unde proveneau fiecare și țineau studiile acestea mai departe. De aceea, până la începutul războiilor balcanice, asta însemnând 1912-1913, dumnealui a slujit România din Bulgaria cu mențiunea că putea să vină în Transilvania până la Marea Unire, pentru că Transilvania nu se supunea regulilor românești și avea voie să intre în țară și dumnealui mai mergea la adunările de limbă germană. Dar în regat n-a avut voie, deși soția avea voie să intre în, să intre în România. Dumnealui a susținut lucrarea până, repet, până la războaiele balcanice, când, din cauza situațiilor care au degenerat în tot ce înseamnă zona balcanică, s-a repatriat în Elveția. După Marea Unire a revizitat periodic România până în anul 1939, când a plecat la domnul fix în ziua în care dumnealui a plecat din Elveția misionar în România. Fix pe 15 septembrie. Practic așa i s-a încheiat misiunea. Da. La 70 de ani a plecat la domnul în ziua în care dumnealui a plecat misionar în țara noastră. Interesant. Hai să mergem mai departe. Ce se întâmplă în continuare cu mișcarea aceasta? În decenul carlist, și la fel, dacă cineva nu stăpânește termenul sau nu este familiar, este perioada când la conducerea României a fost regele Carol al II-lea din 1130 până în 1140, de aceea se cheamă și decenul carlist, că a durat doar 10 ani. Creștinul pe Evanghelie a avut harul din partea Domnului să fie recunoscut ca asociație religioasă. În 1933, pentru prima dată, alături de Asociația Baptistă și Asociația Adventistă de ziua a șaptea, care fusese recunoscute înaintea noastră. Doar acestea trei, și subliniez, doar acestea trei au fost asociații religioase recunoscute în regat. Restul erau încadrate strict la secte cu desăvârșire interzise și am citat din monitor oficial din textul legii. Problema a fost că această libertate religioasă venea la pachet cu o serie de prevederi de neacceptat pentru înaintașii noștri. Unul din specificul fraților sau mișcării fraților este acesta al non-denominaționalismului și în același timp al neîngrădirii. Nu au acceptat pionierii în Europa, nici pionierii români, ideea că adunările sau bisericile locale trebuie să aibă comitet, păstori, secretari, casieri și alte lucruri care se cereau din partea autorităților, tabele nominale, cu cine conduc, de ce, ce studiare și așa mai departe. Erau chiar sever în anumite privințe, puteai să fii predicator într-o comunitate locală dacă aveai o anumită școlarizare laică. Lucruri pe care frații nu le acceptau pentru că dumnealor considerau că lucrurile care țin de adunare și de desfășurarea întâlnirilor de adunare ține de autonomia locală și nu de regulamentele statului.
De aceea, perioada aceasta a fost tulbure și a existat un schimb de memorii între liderii noștri și stat și conducerea Ministerului de Interne și a Ministerului Cultelor, noi apărându-ne principiile identitare, dumnealor solicitându-ne tot mai des hârtii și tot felul de informații despre noi. Am fost recunoscuți în 1933, apoi în 1937 din nou, în 1939 pentru a treia oară, cu toată opoziția noastră și a fraților care nu au oferit și nu au pus pe tapet tot ce s-a cerut, numai că lucrurile s-au schimbat în 1940 odată cu abdicarea regelui. Venirea la puterea unui guvern legionar a dus la prima măsură de interzicere a asociațiilor religioase, dar mulțumim Dumnezeu că aici au intervenit liderii baptiști, în special liderii americani, și s-a anulat repede. A durat doar câteva zile. Dar odată cu intrarea României în cel de-al doilea război mondial și preluarea totală a puterii de către Mareșalul Antonescu, în 1942 și apoi în 1943 am fost desființați, interziși, confiscate clădirile și bunurile, și asta se poate numi prima perioadă de persecuție oficială, național, vorbind la nivel național. Până acum aveam persecuții locale, bătăi, plimbări din post în post a credincioșilor care erau prinși, evanghelizau, bătăi de la preoții din sat și așa mai departe, dar când vorbim de politica antoneșeană și de aceste două legi, din 1942 și 1943, vorbim clar de o politică națională, oficială, din partea guvernului pe care îl conducea. Dovadă că imediat după arestarea lui Antonescu, în 23 august 1944, s-a dat o lege, care așa se și numește, amnistie pentru cazurile de politic, de religios și social și economic pe care le-a făcut mareșalul în anii războiului. Eu sunt printre aceia, și poate alții o să fie surprinși că spun lucrul acesta, care nu-l acuză și nu se uită acuzator față de Mareșalul Antonescu. Pentru că totuși vorbim de război și în război multe decizii se iau sub imperiul multor emoții și unele nici nu se aplică în teritoriu. Dovada a fost și faptul că Mareșalul a dat ordin de deportare a credincioșilor sectanți la Bug, în Transnistria, dar nu s-a aplicat în teritoriul național. Au fost cazuri răzlețe din țară unde prefecții au pus în aplicare astfel de, de legi. După Antonescu, toți ne-am bucurat de o relativă libertate joasă, când tot prin harul Domnului am devenit cult oficial în România. Baptiștii și în 1944, adventiștii și creștinul pe Evanghelie în 1946. În cazul nostru, referatul de recomandare a fost scris de doctorul Petru Groza, care era prim-ministru și în același timp era și ministru ad interim la culte, și este un referat laudativ la adresa mișcării creștinul pe Evanghelie, ca fiind o mișcare care niciodată n-a dus atingere ordinii sociale, bunelor moravuri sau stăpânirii statului. O întrebare, Bogdan, aici. Ca formă de organizare a acestor adunări, exista deja o comunitate cu oarecare structură, uniune, sau era prea devreme la vremea respectivă? Odată cu recunoașterea aceasta a cultului, prin legea din 1946, prin legea 883 din noiembrie 1946 s-a creat și ceea ce se cheamă până astăzi Uniunea Adunărilor Creștinilor pe Evanghelie, ca persoană juridică. A existat forme de conducere în perioada interbelică, se numeau delegația, formată din credincioși de la noi, din adunările Creștinilor pe Evanghelie și de la ceea ce în istorie s-a numit ramura a doua a mișcării creștinului pe Evanghelie și a ulterior a cultului creștinului pe Evanghelie. Dar specificul fraților și a adunărilor fraților a fost să nu există o uniune. În România, uniunea a existat, din punct de vedere istoric, doar la presiunile statului. Dar uniunea nu este for ierarhic. Nu decide în adunarea locală
și nici în comunitățile zonale sau regionale cum avem astăzi. Pe vremuri nu exista, până în anii 1990, nu exista comunitățile zonale la Creștinul pe Evanghelie. Erau frați desemnați să se ocupe de arii întinse geografic și de zeci, poate sute de adunări, peste 100 și poate în anumită zonă de adunări locale. Dar problema cea mai arzătoare pentru mișcarea fraților din România sau adunările Creștinul pe Evanghelie a fost tocmai aceasta: cum să împărțim identitatea și specificul nostru cu ingerința statului și exigențele statului. Nu neg faptul că a existat multe frământări și astăzi există aceeași problemă în ideea, mai ales a fraților în vârstă, care au prins perioade din trecut, dar a fost de mare nevoie și de mare ajutor să avem o uniune și întotdeauna noi am mers pe o pluralitate. Indiferent că a existat și conducere mai centralizată, când erau discuții, se discuta tot la nivel noi. Mergem, noi vorbim, noi hotărâm. Nu exista un anume om pe care statul ar fi putut să-l manevreze ulterior foarte ușor. În regimul comunist lucrurile s-au mai schimbat, pentru că din anii 60 s-au implementat câteva decizii foarte dure, nu numai în comunitățile, în comunitățile evanghelice generale, dar vorbind strict la Creștinul pe Evanghelie, am avut de-a face cu reglementarea prima dată, când ni s-a tăiat total programele din timpul săptămânii și aveam voie doar sâmbătă seara și duminica dimineața de la ora 8 la ora 14, în funcție de cât și cum se putea în fiecare localitate. Motivul a fost că se stă prea mult la biserică, se muncește prea puțin în producție. Pentru eficientizarea producției în România era nevoie oamenii să stea mai mult la muncă. Atunci s-au restrâns serviciile de adunare sau întâlnirile de adunare. O altă măsură a fost arondarea. Ni s-au redus la jumătate numărul de adunări locale. Dacă, de exemplu, statistic, așa, sper să-mi amintesc bine, în 1958 aveam 558 sau 559 de comunități locale, în 1961 aveam 330 și am ajuns spre Revoluție maxim la 380. Arondarea ne-a afectat și intern. Pentru că până atunci am avut adunări cu specific propriu, adunări Creștinul după Evanghelie, pe linia aceasta înființată de frații elvețieni și de frații germani, dar am avut și adunări care o mers pe linia doctrinar al preotului Tudor Popescu, care au fost cu noi împreună, și punându-le la oaltă au apărut tensiunile interne, pentru că aveam de-a face cu practici diferite, cu opinii diferite, cu doctrine diferite, cel puțin în ceea ce privește botezul, lucru total diferit de o mișcare față de cealaltă, și asta ne-a afectat până la Revoluție în multe adunări din țară. Dar regimul comunist a fost abil, a știut cum să gestioneze problema cultele, cum să le folosească interesul lui, când avea interes, în special în ochii occidentalilor, știm, vizita lui Billy Graham folosită foarte mult în propaganda lor, dar, în același timp, el a fost și cumva imparțial. Avea o singură lege a cultelor, în 1948, un singur decret de recunoaștere, decretul 1903 din 1950, și în baza acestora a funcționat în tot regimul comunist, comparativ cu perioada carlistă sau antonișiană, când te trezeai în fiecare an că se schimbă legea, vin alte prevederi, li se cerau alte date de dat, alte informații, să se supună unor alte norme interne și lucruri de genul acesta. Interesant este faptul că din 1948, abia în 1990 s-a început lucrarea, dar abia în 2006 s-a schimbat legea cultelor în România. Deci, din 1990 până 2006, vreme de 16 ani, s-a mers pe o legislație neconfirmată oficial, pentru că nu aveam nicio lege a cultelor schimbată, dar nu mai puteam să funcționăm nici după legea cultelor din regimul comunist. A durat foarte mult să
se pună toate, toate la punct și să se întregească puzzle-ul acesta al libertății religioase în România. Dacă ne uităm așa încă de la început până în zilele de astăzi, vedem că Dumnezeu s-a folosit de câțiva oameni și printre cei care i-a emintit deja la începutul credinței adunărilor fraților în România, dacă ai cumva câteva nume mai deosebite și în perioada interbelică, vorbim de personalități românești, da? Și apoi, chiar în perioada comunistă, oameni care s-au făcut marcați și probabil majoritatea au trecut deja la Domnul și care au ținut cu putere și au luptat pentru ca această credință să reziste și, bineînțeles, adunările să crească. Da, eu sunt la a treia generație în adunarea creștinului pe Evanghelie. Dar bunicul meu, primul credincios din familie, pe linia mamei, a făcut parte din ceea ce, din punct de vedere istoric, vorbim, generația a doua, care a prins pionierii. Prima generație este cea pe care am amintit-o anterior și care au format primele adunări, numai că generația aceasta a continuat până spre finalul anilor 70, începutul anilor 80. Pentru că atunci când dumnealor au înființat primele adunări locale, erau tineri. 20, 21, 22 de ani. Bine pregătiți. Vreau să subliniez aspectul acesta. Marea parte a pionierilor noștri au fost școliți la Wiedenest în Germania sau la ceea ce se cheamă astăzi școala biblică Emaus din Lozen în Elveția. Francis Bernet a trimis personal în Elveția credincioși din București care să fie școliți acolo și care să fie de folos lucrurile acestea. Frații noștri, în perioada interbelică, traduceau din limba franceză, din limba germană, din limba engleză și în reviste, dar și broșuri de sine stătătoare. Și asta a dus la consolidarea învățăturii în adunările fraților. Aș aminti câteva nume de referință pentru noi, cum ar fi Flora Moisescu, de aici din București, care a făcut școala biblică la Lozen, un doctrinar, un evanghelist prin excelență, dar în același timp un om cu un foarte mare spirit polemic. Era întotdeauna, cum spune noi astăzi, anti-politically correct. Deci, dacă ceva îi se părea că intră în contradicție cu o virgulă din Scriptură sau din ceea ce aveam noi ca specific identitate creștin pe Evanghelie, nu scria la revistă o pagină, scria pagini întregi. Are, de exemplu, un serial unde vrea să argumenteze problema botezului, un serial care a durat aproape 2 ani de zile la revistă. Număr de număr. Dumnealui a fost unul din prezbiterii de seamă aici în București. Gheorghe Oprea Teodorescu, tot de aici din București. Dumnealor țineau revistele în perioada interbelică. David Teodorescu, recent am scos o lucrare despre dumnealui. Este unul din fondatorii adunării de la Iași. S-au născut la un moment dat în armată, fiind în aceeași unitate militară. Apoi în adunarea din București, din strada Palade, se întâlneau la vremea respectivă, strada Gheorghe Palade, numărul 67. Dar ceea ce îi face pe aceștia remarcați e spiritul acesta de sacrificiu. Plecau cu zilele, poate cu săptămânile într-o comună, acolo stăteau la cineva în gazdă, îl ajutau ziua la treburile casnice, la câmp, la ce avea de făcut și seara făceau adunări de studiu biblic sau adunări de evanghelizare. De aceea erau uneori bătuți, prinși, fratele Moisescu a fost bătut undeva în zona Teleormanului, atât de tare că i s-a spart capul și toată viața a avut probleme cu acea rană din cauza bătăii pe care a suferit-o. În zona aceasta, dacă ne ducem un pic spre Ploiești, am avut nume de referință ca Alexandru Panaitescu, fost preot ortodox, cel care în anii 70 a scos prima concordanță biblică în limba română pe traducerea Dumitru Conilescu și vreau să subliniez aspectul acesta, o concordanță făcută de mână, verset cu verset, cuvânt cu cuvânt.
La un moment dat, securitatea a confiscat tot manuscrisul și a luat-o de la capăt. Pentru că visul dumnealui până la deci bătrânță a fost să termine lucrarea aceasta pe care o folosim și noi astăzi. Nicolae Tonoiu, un profesor universitar, un foarte bun învățător biblic, Gheorghe Ciuvelea, Ioan Giurea, tot din Ploiești. Ploieștiul și Bucureștiul la un moment dat au fost în tandem cei care au dat și președinții și conducerea cultului creștin după Evanghelie. Doi poli foarte importanți datorită fraților din adunările locale din cele două orașe. Cum era în zona aceasta Ardealului, în Transilvania? Cum a fost mișcarea? Pentru că am vorbit de regat, am vorbit de Moldova. Cum e mișcarea în zona aceasta? Sau cum, deci cum s-a dezvoltat? Sau dacă a avut același impact? A avut același impact, dar s-a dezvoltat până la Marea Unire paralel. Francis Bernei, după ce a început nucleul din București, adunarea de care s-a și ocupat, a mai început câteva. A fost la Brașov. La Brașov s-a stabilit ulterior sora lui, Sara Bernei, care a fost căsătorită cu Fritz Tuchemann, un misionar de la Școala Biblică Wiedenest din Berlin la vremea aceea, Școala Biblică din Berlin, ulterior Școala Biblică Wiedenest. Și aici aș face o paranteză ca să înțelegeți ce însemna Transilvania pentru vremea de atunci. După ce s-a hotărât mutarea școlii biblice din Berlin, unul din terenurile care au fost luate în discuție să se mute a fost în Transilvania. Și apoi s-au răzgândit și s-au mutat tot în Germania, la Wiedenest, unde există și astăzi școala biblică, se cheamă Forum Wiedenest. Ei au avut mult legătură cu germanii și cu adunările germane. Până în 90, foarte bune legături. Eu din Craiova mi-aduc aminte de foarte mulți frați care veneau și predicau în adunarea din Craiova și erau din Germania sau sași vorbitori de limbă germană. Mulți dintre noi lor foarte în vârstă, alții au plecat la Domnul, alții trecuți de 80 și 90 de ani stabiliți în Germania la ora actuală. Teritoriul din Transilvania a fost diferit de cel din regat, pentru că a fost mai receptiv. Vorbim și de o altă cultură și altă mentalitate față de regat, unde vorbeam foarte mult de o biserică națională. În Transilvania nu puteai să vorbeai de religii recepte, adevărat, de protestantismul istoric, de calvinism, de luteranism, de unitarianismul maghiar, dar nu se putea vorbi sau de biserica greco-catolică sau biserica română unită cu Roma, dar nu puteai să vorbești foarte mult de o biserică dominantă care dădea cu pumnul masă și se executa în teritoriu, ceea ce vedem în regat. De aceea au avut parte de o dezvoltare ceva mai aparte. Dar Marea Unire a dus pe toți împreună și de aceea a fost nevoie să apară în 1928 prima lege a cultului în România. Pentru că ea trebuia să armonizeze toate diferențele și toate nuanțele confesionale care s-au trezit dintr-o dată la oaltă într-o țară imensă ca teritoriu, dar fără o legislație în domeniu. Dau numai un exemplu. Credincioșii și adunările baptiste în Transilvania până la Marea Unire erau recunoscute cult oficial. Și pentru ei unirea a însemnat un fel de ceea ce spune noastră o retrogradare. Practic n-a mai fost nimic. Că în regat nu erau nici măcar recunoscut oficial. Apoi s-a făcut prima decizie ministerială de recunoaștere ca asociație religioasă. Și au avut prima formă de recunoaștere. Și târziu au ajuns la... În 1940 apoi au fost iar retrogradate la asociație și apoi în 1944 cur religios până în prezent. Dar exista și astăzi poate se simte un pic în imaginea aceasta națională, diferență între ce a semnat regat, însemnând Moldova, Muntenia, Oltenia față de Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul, ca dezvoltări identitare. Foarte interesantă istoria aceasta. Aș vrea să te întreb ceva și despre modul de pregătire a slujitorilor. Știm că slujitorii trebuie să se pregătească. Sunt oameni de o anumită pregătire, care au anumite abilități în a comunica, în a înțelege, trebuie în primul rând chemarea și apoi și o pregătire. Cum s-a desfășurat pregătirea slujitorilor, celor care ieșeau în față și predicau Evanghelia?
În primul rând, unii dintre dumnealor, și am amintit și anterior, au făcut școli de misiune în Occident, în Germania sau în Elveția. La rândul dumnealor, rămânând în legătură permanentă cu profesorul pe care l-au avut, au organizat periodic, și când spun periodic, mă refer la unele zone o dată de două ori pe an, în altele chiar lunar, adunări de studii biblice care țineau undeva la o săptămână și se studiau cărți din Biblie sau cel mai preponderent sau poate anumite teme doctrinar teologice cu predicatori români și misionari sau profesori străini. Veneau la astfel de întâlniri, întâlnirile se anunțau. Noi astăzi vorbim de mail-uri și de WhatsApp și dăm un telefon și anunțăm peste o săptămână avem nu știu ce studiu biblic și ne e greu să ne pornim la drum. Pe vremea aceea când se afla din, se anunța de obicei cu mult timp înainte o astfel de întâlnire, porneau oamenii cu căruțele și știu un caz de cineva care a plecat 170 de kilometri cu căruța ca să fie la studiu biblic. Toată săptămâna aceea, pentru că trebuia să întâlnească cu frații acolo. Aducerea la oaltă a fraților din toată țara, unul din punctele acestea fiind la Ploiești, unul la Goicea, unul la Craiova, ori și în București, anual, la sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt, 6 se mai menține, din câte am înțeles, la Siret, era adunare națională a creștinilor după Evanghelie. Și toată lumea știa în calendar când sunt acele zile, ei se duceau la Siret, veneau frați din toată țara și se erau seri de studii biblice sau de evanghelizare. Nu am avut o școală noastră, nu am avut forme de educație pe care poate le-au avut alți frați, cum sunt Mișcarea Baptistă sau Mișcarea Adventistă, care au avut institute teologice sau institute biblice sau seminarii proprii, dar formele acestea de studii pe zone geografice sau pe județe au menținut până în comunism, s-au menținut și în regimul comunist, dar nu la vergura de până în comunism, au menținut și unitatea doctrinară. Era momentul în care se întâlneau la oaltă și se dezbăteau și problemele care apăreau între înțelegerile privitor la Scriptură. Repet, pionierii au fost oameni pregătiți, oameni care au stăpânit și limbi străine, oameni care cunoșteau Scripturile și care au ținut linia aceasta doctrinară. Regimul comunist n-a avut nicio formă de educație oficială până undeva în anii 80 când au apărut acele biuri și navigatorii și lucruri de genul acesta, dar erau clandestine, subversive și prima școală biblică s-a înființat în România după 90 și avem la Tălmaciu, la Schellenberg, la Iași, la Ploiești, școli biblice. Avem un colegiu național al Bisericii Creștine pe Evanghelie care respectă, dacă vreți așa, e un fel de reîntoarcere la originea noastră, pentru că acest colegiu național nu înseamnă că eu merg să învăț, ci dacă eu organizez un grup la mine în biserica locală sau în județ, vin frați profesori din țară sau de la Uniune și predau acolo. Și din 1992 avem Institutul Teologic Creștin pe Evanghelie Timoteus de aici din București. De altfel, singurul institut universitar în Biserica Creștinului pe Evanghelie până la ora actuală. Ne apropiem de încheiere și uitându-ne așa de sus, dacă se poate, la tot ce a însemnat istoria mișcării fraților în România, ce concluzii crezi că am putea trage, Bogdan? Una din concluziile pe care personal o pot trage din acești 120 de ani e faptul că această mișcare din care fac și o parte a fost începută de Dumnezeu, condusă de El, ghidată prin văi adânci, pe stânci, prin persecuții, prin vremuri de restricție, dar și prin bucurii și libertate, și a ajuns până la noi cei de astăzi. A fost un efort și al înaintașilor noștri, care sub amenințări, sub persecuții, unii dintre domnilor, cunoscând regimul comunist și închisorile din regimul comunist și problemele care le-a ridicat regimul comunist
și lipsurile și nevoile din regimul comunist, când nu aveai o Biblie sau o carte de cântări pe care să o dai unui om nou la adunare, care a primit botezul și n-ai ce să-i dai și te străduie să-i dai ceva să aibă, toate acestea pe care noi și generația noastră nu le-am cunoscut și poate nu le vom cunoaște la nivelul acela, toate acestea ne arată că Dumnezeu a condus istoria până la noi și noi cei de astăzi suntem datori ca să fim responsabili cu moștenirea pe care am primit-o. Spune Scriptura la un moment dat, o moștenire grea, o moștenire serioasă, o moștenire importantă mi-a căzut la sort. E ceea ce înaintașii ne-au lăsat. Evanghelia Domnului Iisus Hristos. De aceea suntem creștini după Evanghelie, pentru că vrem să rămânem în Evanghelia Domnului Iisus Hristos, fideli acestei Evanghelii, pe ea vrem să o predicăm și la ea vrem să rămânem și să o ducem mai departe și altor generații de după noi. Care ar fi prioritățile principale în ceea ce privește viitorul mișcării fratelor în România? Ce vă doriți cel mai mult, să spunem așa, ca să se întâmple în următorii ani, astfel încât să duceți mai departe lucrarea aceasta? Aceasta este o întrebare dificilă, pentru că nu pot să am un răspuns neapărat universal valabil la nivel pentru național. Pentru tine, ce ți-ai dori să vezi în continuare? Dar pentru mine și alții apropiați care gândim în direcția aceasta, ne-ar plăcea tare mult și ne dorim ca învățământul să se dezvolte. În același timp, vedem tot mai necesară, și chiar recent am avut discuții în direcția aceasta cu alți credincioși, vedem tot mai necesar un răspuns al Bisericii și pe Evanghelie față de ceea ce se întâmplă cu școlile și cu liceele și a trebuit să mergem spre, deși sunt pași greu de făcut, spre înființarea unor școli confesionale necesare pentru educarea copiilor și adolescenților din adunările creștine după Evanghelie și nu numai în adunările evanghelice, în contextul tăvălugului legislației europene care ne asaltează și pe noi, o revenire, dacă vreți, și o accentuare a specificului fraților din la începuturi, acea simplitate a creștinului pe Evanghelie care ne-a caracterizat tot timpul. Nu știu în alte părți, dar pot să dau mărturie din orașul din care provin. Întotdeauna se spunea despre adunările, despre adunarea creștinului pe Evanghelie din Craiova, că e o adunare serioasă și o adunare în care se predică din Biblie, se predică Biblia, oameni care știu Biblia. Asta este o caracteristică a noastră, neavând forme de școlarizare despre care am amintit anterior, dar cu toate acestea, prin aceste studii biblice, această dorință de a studia Biblia împreună, care a caracterizat frații dinaintea noastră, ne-a făcut pe noi popular, dacă îmi permiteți acest termen, în direcția aceasta. Oameni pasionați de Scriptură. Și asta aș vrea să ducem și noi mai departe ca o prioritate în continuare. Să rămânem la Scriptură și să ducem Scriptura și adevărul Scripturii mai departe. Mai ales în aceste vremuri în care vedem că ideologiile, ereziile și tot felul de învățături dintre acestea care fac rău ființei umane se tot propagă. Așa că rămânerea în cuvânt este poate cea mai importantă preocupare pe care trebuie să o avem cu toții și așa să ne ajute Dumnezeu. Așa să fie. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. A fost o binecuvântare să stăm împreună de vorbă. Cu siguranță te mai așteptăm și la altă emisiune. Până data viitoare, noi spunem multă binecuvântare în ceea ce faci, în studiile tale istorice, în primul rând, de asemenea și în lucrarea pe care o faci în cadrul cultului creștin după Evanghelie, la biserica unde slujești, în familie și, bineînțeles, în tot ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu aici în România. Fii binecuvântat! Mulțumesc! Stimați prieteni, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!